Salut și bine ai revenit! Astăzi vom păși împreună în lumea artei. Ce ai făcut interesant în ultima perioadă? Unde ți-ai petrecut ultima vacanță? Ia-ți timpul necesar sau chiar o foaie de hârtie și răspunde acestor întrebări. Poate ai vizitat un muzeu, ai fost în parc, la strand, ai călătorit cu avionul, ai văzut o expoziție. Astăzi, alături de Entre, vom face o vizită la muzeu și vom învăța cum să descriem un obiect de artă. Pentru început, vom crea propriul nostru vocabular de buzunar. În vânătoarea noastră de cuvinte, vom acorda atenție deosebită disciplinelor artistice, persoanelor, locurilor, acțiunilor, operelor de artă și vom descrie chiar o operă de artă. În această imagine vei putea vedea câteva discipline, persoane, locuri, acțiuni și operă de artă. Pentru a putea descrie o operă de artă, trebuie să fim atenți la materialul din care este realizată, la forma pe care o are și la alte caracteristici. Materialul din care poate fi realizată o operă de artă este piatră, argint, lemn, argilă, beton și altele. Forma poate fi pătrată, cuboidă, ovală dreptunghiulară, rotundă sau chiar în formă de inimă. Alte caracteristici pe care le-am putea observa ar fi faptul că opera de artă este strălucitoare, scurtă, goală, strâmtă, ascuțită, flexibilă, gria, plată sau poate chiar transparentă. Găsește cuvinte cu sens opus pentru a putea descrie obiectele de artă. Cuvintele cu sens opus, găsite de noi, au fost următoarele. Plimbându-se prin muzeu, Andre a remarcat două lucrări. Când mama sa l-a întrebat care a fost lucrarea sa preferată, Andre a încercat să o descrie. Tu ai putea descrie această operă de artă? Ai putea să-l ajuți pe Andre? Nu uita să indici materialul din care este realizat și câteva caracteristici. Entre a ales să-i povestească mamei despre acest mulaj. Una dintre lucrările care l-au impresionat pe Andre este realizată din gips și surprinde două mâini, una mare, cu palma și încheietura orientate în sus, cuprinde mâna cea mică. Culoarea piesei este un alb murdar, cu nuanțe de galben și maro, semne ale trecerii timpului. Se pot observa cu atenție și detalii extrem de fine, precum riduri, pori sau linia cuticulelor. Lucrarea este plină pe dinăuntru, ceea ce o face să fie grea și opacă. O altă lucrare de care și-a mintit Andrei este Noapte înstelată de Van Gogh. Să o privim împreună. Ce vedem în această imagine? Aha, deci e vorba despre un peisaj. Și ce parte, în ce parte a zilei suntem? Este noapte și vedem stelele. Cum sunt acestea? Sunt vizibile sau sunt discrete? Cum este natura și cum este reprezentat orașul? Ce avem în prim plan, în plan secund și ce avem în fundal? Ai mai văzut vreodată un cer înstelat asemănător? De ce sunt oare stelele atât de mari? Ne amintește acest cer de o seară anume sau de o experiență anume? Avem de-a face cu o descriere de peisaj realistă? Ei bine, Andrei a spus că această pictură îl face să se gândească la vacanțele petrecute la bunici. Ai și tu un sentiment similar? Se pare că nouă ne-a plăcut ultima lucrare de artă despre care am discutat mult mai mult decât Endre. De ce o are asta? Ce emoții îți târnește pictura? Este veselă, tristă, gânditoare? La ce te duce cu gândul? Acesta este un peisaj. Această lucrare se numește Noapte înstelată, iar acest artist este cunoscut pentru lucrările sale de artă. Știai că imaginea unui loc, a unui peisaj din natură, a unei ființe sau a unui obiect este redată prin descriere? În opera literară, descrierea este modul de expunere prin care se prezintă particularitățile unui corț din natură, a unui peisaj, fenomen al naturii, scenă din viața de zi cu zi, ființă sau obiect. Descrierea poate fi de tip tablou și de tip portret. Pentru a realiza o descriere, trebuie să surprinzi câteva elemente. Ia-ți timp și citește! Pentru a putea realiza descrieri corecte, este important să respecti pașii unei compuneri și să ții cont de regulile de redactare. Dar nu-ți fă griji. Și cei mai mari artiști au realizat mai întâi schițe, apoi au realizat lucrări nemaipomenite. Încearcă și tu să lucrezi pe o ciornă. Și ca să mă crezi, îți prezint aici schița artistului pentru noapte înstelată. Felicitări! ai ajuns la final. Acum poți descrie cu mult mai multă ușurință o lucrare de artă. Una aflată într-un muzeu, pe internet sau chiar în manualul tău.